Consiliul Superior al Magistraturii a publicat lista cu procurorii care îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru numiri în funcție de execuție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Pe lista celor care și-au depus dosarele pentru a activa în structura centrală a instituției se află și Mihaela Mihai Popa, șefa DNA Suceava. Ea a preluat conducerea instituției sucevene în 2014. De atunci și până acum, DNA Suceava a instrumentat dosare grele, între care cel privind destructurarea rețelei care s-a specializat în fraudarea contra cost a examenelor pentru obținerea permisului de conducere. Potrivit anchetatorilor, șeful rețelei, din care făceau parte examinatori auto și instructori auto, era Radu Obreja, fost șef al Serviciului de Permise și Înmatriculări Auto Suceava. Unele dintre anchetele procurorilor DNA au fost confirmate de judecători prin sentințe definitive. Altele s-au dovedit a fi niște fumigene, care au dus în final la șifonarea imaginii publice a persoanelor anchetate. Pe lista celor achitați de instanțele de judecată se numără Cătălin Mugure Flutur, fost primar al municipiului Botoșani, judecat pentru abuz în serviciu. La data de 31 ianuarie 2019, Curtea de Apel Suceava l-a achitat definitiv pe comisarul șef Ioan Crap, fost șef al IPJ Suceava, trimis în judecată de procurorii anticorupție, pentru că ar fi obținut ilegal subvenția de la APIA. La data de 1 februarie 2019, magistrații suceveni au achitat-o definitiv și pe Gianina Antoanela Huială, fosta directoare a Casei Agronomului Botoșani. Ea a fost acuzată de DNA că ar fi obținut ilegal fonduri europene în baza unor documente ori declarații false, inexacte sau incomplete.